Salut, prieteni, ce faceți? Eu sunt Cristi și v-am promis în episoadele trecute că... Hei, bine, schimbăm texture pack-ul pentru că vine Crăciunul, mai vine Crăciunul și ne pregătim de Crăciun aici. Eu filmez cu 300 ani înainte de Crăciun, deci nu e niciun stres. Și ca să vedea Mihăiță și Alin seama cam pe unde sunt eu și unde discutam noi. Ei bine, Mihăiță, nu o să-mi pun la numele episoadelor numele de ce fac în episod, să dau numele episodului, îl voi lăsa tot așa. Și ține minte că suntem în 4 decembrie când filmăm, iar acest episod apare peste cine știe când. Voi ce-mi plac și astea. Astăzi cred că explorăm cât de cât și mergem să ne facem treaba. Hai să vedem cum arată câinii. Hopa. Ăștia-mi plac. Ăștia-mi plac. Doi așa și doi așa. Ha-ha. Chiar arată bine. Se plimbă mult. Ia uite, încă un cadou acolo. Așa. Aici, ei bine, n-am avut ce să fac. Ninja. Avem cadouri. Uite aici un Christmas gift. Uși. Și uite cum cresc cadourile, măi, uite, ne cresc cadourile, incredibil, măi, ne cresc cadouri, nu ne... Noi creștem cadouri, nu facem cadouri. Ia uite, niște morcovi care arată ca și... Au, ia uite, o problemă, haha, o problemă ce nu a observat-o. Iar eu fi scăpat și lui. Bă, arată bine când îi pui în pământ, arată cum trebuie, ăla arată altfel. Iar aici avem cartoful. Nici nu trebuie să ne batem capul, căci așa arată. Iar ăsta este grâul, măi, ăsta este grâul. Care, e bine, îl vedem că arată calma. Bă, ca să nu arată chiar atât de rău până la urmă, cum s-a stea așa, merg cât de cât, bineînțeles, nu se potrivesc parcă așa de bine, parcă e o gresie, dar... Ei bine, noi știm pe ce texture pack suntem. Ei bine, pe când lână asta arată oarecum faină pe textura asta, pot să zic. Iată că avem un bloc de dirt și încă un bloc, bă, cărămida asta arată ok, parcă. Avem de săpat astăzi, o să ne băgăm acolo, să facem treabă. Momentan vreau să explorăm puțin, să vedem ce este schimbat din ce avem noi. Nimica. Nimic important, vreau să văd cum arată lâna aia de afară. Hai, putem să zicem că arată bine. Oarecum. Se pare că la pom nu se schimbă foarte multe. Opa, stai că ne murim de foame. Eu încerc să fug și nu reușesc. Nu știam de ce naiba nu vrea să fugă. Mă, arată bine și astea acolo, dar... Cred că lemnul ăsta e... Ia, sugar cane-urile arată ca niște bomboane. Ia să vedem. He, da, da, cred că o să ne facem de niște acadele. Ia să le punem la loc. Să vedem lemnul de ăsta. A, se pare că... Da, îl arată așa și nu pot să-l pun oarecum. Dar hai să vedem noi ce metodă găsim. Stai, nu am un topor, cum să n-am un topor, uite aici. Avem și topor, mai avem și topor, avem de toate. Dark oak sapling. Ia stai așa, cred că aici avem mai multe saplinguri. Acacia, dark oak sapling, birch. Așa, birch, dark oak, birch, bun, avem de fiecare. Carrot, sugar cane, Băi, da, nu prea mai avem ce să punem pe aici pe acolo. Mă arată și diamantele. Obsidian arată ca și asta, ok. Va trebui să mergem să vedem cum arată obsidianul ca să știu dacă ne vom folosi de el oarecum. Mai mă uit pe aici să văd ce s-a mai schimbat, dar nu... Nu foarte multe chestii, pe aici, pe acolo, așa, câte un pic, câte puțin. Uh,
Small red gift flower pot. Uite aici niște small gifturi. E bine, ne folosim și de astea dacă avem așa ceva. Pentru că, opa, stați așa că s-a blocat acum, ba nu. Ok, și pe aici ce mai avem? Nimica. Hai să vedem. Nu știu ce sunt astea. Small red gift. Flower pot. Cred că este ceva floare. Hai să vedem cum punem un cadou ceva sub acest brăduleț. Ce drăguț. Ce drăguț. Vreau mai multe. Ia să vedem astea cum ar arăta. Ar merge ceva, dar vreau să pun pe ele ceva imposibil de făcut. Dar m-ar fi tentat să pun oarecum pe ele. Dar se pare că nu. Uite, ăsta arată ok. Ăsta arată ok. Ia, hai să punem așa. Sper să nu crească, Doamne ferește. De fapt nu, că vor crește. Stați așa. Flower pot. Aoleu, ce flori erau astea, mă? Ia să vedem. Nu mai, astea sunt flower pot. Stați un pic, stați puțin. Vreau să vedem muntalea ca să știu dacă pot să mă folosesc de el. Ghivece, măi, ghivece, damn it. Păi hai că ne vom folosi de aceste ghivece. Stați așa. Ei bine, vom face fie plin, măi, să fie plin, pentru că, ei bine, vine, vin sărbătorile, măi, vin sărbătorile și trebuie să avem, da, uite că nu merge pus peste, dar mergem să punem lângă. Vreau să venim cu niște, stați puțin. Dark oak. Wood slab. Brick slabs. Opa. Wooden pressure. Ok, păi hai să... uite, brick slab-uri iară. Păi știi ceva, hai să ne folosim de aceste brick-uri. Cum arată un brick? Arată ok. Vreau să facem ceva de genul. Asta este, îmi pare rău că nu reușim să ne punem bradul mai frumos, să-l facem să pară ca și unul ăsta. Bă, și uite că acum parcă mi-a dat o idee să fac așa un fel de ceva să punem. Dar nu, de fapt, bă, da, putem să facem. Putem să facem chestia asta. Stați așa, stați așa. Să pară că este ceva ce îl va susține, ceva ce ne susține acest brăduț. Opa, băi, dar chiar aici l-am pus că nu pot să ies. Ok, nicio problemă. Să pară că ceva îl susține și de aici să punem un gift, două gifturi și mai facem câteva gifturi. Până atunci hai să punem și câte un sapling din fiecare. Și acacia. Uite, acacia. Opa, damn it, stați un pic. Uite că aici trebuie să-l pară că este ok. Pentru că nu putem să punem chiar blocurile astea de dăr pe care vrem noi. Ok, stați un pic, că vreau să luăm absolut tot. Așa, și acolo. Băi, cam a venit noaptea, nu e bine pentru noi. Sper să nu mă trezesc cu câte un creeper ceva în spate. Dirt. Brick slab-urile, please. E bine, facem pe acolo niște ăsta și atunci punem aici un acacia să pară ok. Un birch, hai că arată ok. Un dark oak sapling și un... hai că-l punem pe dark oak aici. Pentru că arată mai frumușel decât ăla. Și așa se pare că avem oarecum, mai trebuie să facem două cadouri. Până atunci hai să ne ducem să dormim la noi în casa de vacanță.
Și chiar mai putem să punem câte un chest din asta, un gift mare. Sau hai să facem și două mari chiar. Stați așa, brick-urile alea unde mai avem? Slime ball-uri. Păi vă dați seama că acum probabil văd argila și nu o văd la fel. Clay-ul. 3 bucăți, încă 1. Încă 1, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ok, 10. Hai să facem 30. Și să punem astea la loc, bineînțeles. Astea trebuie să le punem la loc. A, uite, așa arată obsidianul, s-a și văzut. Bun. Uite, spruce sapling. Trebuie să punem și unul din ăsta acolo. Numai că noi am zis că ne culcăm, nu? Hai să ne culcăm. Se pare că în acest episod nu mai apucăm să facem și chestia aia ce am vrut să facem acolo în pivniță. Asta este. Hai să facem din acest lemn. De fapt, stai că mai este ceva lemn făcut. Aici l-am văzut. Nu ăsta. Hai mă că l-am văzut. Uite-l aici, birchwood. Dar mai vreau. Dacă mai este. Nu mai este. E bine, o să facem noi, nicio problemă. Ăsta se face, dar până se face el, hai să facem niște chest-uri mai, să facem niște openable gift chest-ul și mai vreau pentru că sunt frumoase și merită. Uite, mai punem unul acolo, mai punem și pe aici să fie. Uite așa, perfect. Eu zic să mai facem câteva. Deja sunt 4 gifturi, nu contează mai să fie cât mai multe, degeaba că tot nu mi-ajung. Hai mai fie unul dacă tot suntem acolo. Perfect. Punem astea la loc, pe aici, pe acolo. Și dă-ne cât mai mult clay pentru că avem treabă cu acest clay. Da, dăm așa, mai dăm unul. Perfect. Băi, dar asta are prea mult de lucru, așa că hai să-l mai împărțim în două, în patru chiar, și să mai îmi scoată pentru că am nevoie. Hai să vedem ce și cum mai putem să facem și frumos și cu nu știu cum. Și bla bla bla, nu? Se pare extraordinar, mai se pare ex... stai mă, nu tot din ăsta vreau. Pune și tu din ăsta mare. Așa? Și peste mai pune unul, să fie câte două cadouri mari peste. Nu, uite aici punem unul din ăsta mic, unul mic, unul mic, plin de cadouri. Da, nu merge pus peste, dar merge să mai... am crezut că... asta. Ar fi o idee. Ar fi o idee să facem și unul din ăla mare și punem pe el cadou ăsta mic, dar nu se mai vede ăla. Hai să vedem aici dacă merge, ceva de genul. Hai, uite ăsta. Și atunci pe ăsta să punem un din ăsta mic, dacă merge, dar nu merge. Păcat, atunci o să punem așa. Și mai punem pe aici, pe acolo, pe locuri. Uite încă unul aici. Hai să vedem un spruce sapling. Nu merge nimic, mai nimic, nu merge pus peste. Dar uite aici poate putem pune un spruce, nu, pentru că va crește. Hai să mutăm acacia pentru că nu arată atât de bine. Ce să zic? Să zicem ceva de genul, ăsta îl mai avem aici. Hai că ne-am făcut cu un pom de Crăciun și multe cadouri. Mi se face argila acolo și mergem să mai punem. Tot îi zic argila din română.
De când mi-aduc aminte că jucăm în română și toate alea erau pe română. Și știu că pe atunci ei se spunea argila, acum poate i-au zis alt fel, cine știe. Bun, ceva de genul. Va trebui să facem niște târnăcoape și să mergem la treabă. Uite, aici mai punem unul. Nu din asta. Din astea mici, am crezut că am mai făcut unul mare. Ok, păi dacă n-am mai făcut unul mare, atunci hai să mai punem așa pe aici, pe locuri. Și când vii, frate, plin de cadouri, mă, plin de cadouri, hai să-l punem și pe ăsta aici în față. Și pe ăsta mută-l de aici, să-l punem tot în partea asta, să fie mai ok. Băi, plin de cadouri, măi, plin de cadouri. Păcat că nu-i prea împodobit, nu știu cum. Într-un fel îmi pare rău că nu este textura aia cu asta, cum le zice, care avea niște frunze din ale cu globuri și asta foarte perfecte, dar na, se pare că nu am nimerit-o și pe acesta. Din păcate, pentru că, zic eu, arăta bine, uite, acolo e plin de cadouri, toate cele. Arată bine, mai arată bine și zic eu că am făcut ceva productiv în 15 minute cât am filmat deja. Hai să urcăm aici. Îmi place că aici, deși e dirt, îl vezi ca zăpadă și poate te va duce în derută, poate nu, acum depinde. Vreau să văd cum se văd villagerii. Asta oricum nu merge, va trebui să ne ăsta. Nimica deosebit. Railurile astea, minecarturile arată ok. Sticksurile. Băi, m-ar interesa anumite chestii, ce și cum se craftează. Pentru că am văzut că se pot face anumite chestii pe care chiar mă interesează să le fac și eu. Și probabil că mă interesează și un pom de junglă pe care, e bine, nu avem posibilitatea să îl avem. Acum mă plimb pe aici, nu știu de ce. Perfect. Hai să facem ceva de genul. Ia să vedem. Trebuie un târnăcop nou. Efficiency 2 în breaking 3. Nu am nici level pentru asta, degeaba. Și n-aș vrea să-l dau pe ăla. E important acel ăsta, cum îi spune? Este important târnăcopul ăla. Tare greu mi-a venit numele ăsta în cap acum. Perfect. Pune-l aici, pune-l aici. Pune aici și ei bine, cred că a sosit timpul să-l facem, să facem acea casă, să facem podeaua aia din interior. Ei, dar noi hai să mergem și la obsidian. Hai să mergem la obsidian, că oricum nu avem timp decât foarte puțin. Ce să zic? Ne pregătim să vedem ce mai facem în episoadele următoare. În episodul următor știm ce facem. Da, arată așa și bă, nu-mi place, dar nici asta nu-mi plac, că-s foarte aiurea. Ei bine, acum asta este. Hai să mergem un pic în Nether să vedem ce este și pe acolo. Și ce să zic, cred că o să ne revedem în ne vom revedea în episodul următor, bineînțeles, când vom continua treaba
Vom continua treaba acolo la casă, pune frână, așa. Știam că se va încărca, dar uite cât de greu s-a încărcat acum. Da, uite, cuarțul arată ok. Mushroom-ul nimic a modificat, nici la astea, nici la glowstone, no, ok, deci nimic la astea, ok. Cam asta a fost pentru acest episod, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și noi ne revedem în episodul următor.